Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a încărcat o nouă tranșă de 250 de lei, cea de-a treia, pe cardurile sociale oferite prin programul Sprijin pentru România. Valoarea totală a tranșei 3 se ridică la peste 590 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de români, astfel încât toți beneficiarii vor avea cardurile încărcate pentru a putea achiziționa alimente și mese calde. Separat, în luna noiembrie, se va distribui o nouă tranșă de pachete cu ajutoare alimentare, ce conțin 12 tipuri de produse de bază pentru consum. Așadar, vor fi români care vor primi în această perioadă atât cei 250 de lei, cât și un pachet de peste 24 de kilograme de alimente. Încărcarea tranșei a patra de 250 de lei pe carduri va fi urgentată pentru a ajunge la beneficiari înainte de sărbătorile de iarnă.